Oamenii legii din cadrul poliției orașului Drobeta Turnu Severin au depistat în flagrant un localnic care conducea un autoturism pe străzile municipiului nostru fiind sub influența alcoolului. S-a întâmplat pe 18 iunie, iar pentru că emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,50 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, unde i s-au prelevat probele biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Un bărbat în vârstă de 48 de ani din Drobeta Turnu Severin a fost depistat în timp ce conducea pe strada Serpentina Roșior din municipiul Drobeta Turnu Severin un autoturism fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării acestuia cu aparatul etilotest a fost indicată o valoare de 1,50 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauza a fost întocmit dosar penal. În momentul în care acesta a ieșit din curtea unității medicale și a văzut presa, fiind deranjat de prezența camerelor, acesta a început să fie agresiv și să aducă injurii la adresa acestora. Păi, nu mai ești una, marș, să te bat! În cazul depistării unui conducător auto aflat sub influența alcoolului la volan, în funcție de concentrație, fapta sa poate fi contravenție sau infracțiune.